Cei presenti ieri la Pala Tulșuțu au putut admira creațiile artistei plastice Lili Pancu. Și asta pentru că aseară a avut loc vernisajul expoziției care poartă numele artistei. Aceasta vine ca un omagiu pe care colegii, dar și prietenii, vor să îl aducă pictoriței. Tablourile rămân la Pala Tulșuțu până la sfârșitul lunii martie. Vernisajul expoziției de pictură și grafică semnată de Lili Pancu a adus în sările elegante de la Palatul Șuțu mulți iubitori de frumos. Și asta pentru că artista, deși nu era foarte cunoscută publicului larg, reprezenta o personalitate foarte apreciată de către critici și colegii de breaslă. Aș spune că un mare artist, deși puțin cunoscut, iar amploarea operei sale și valoarea acestei opere le-am descoperit și o treptat pe măsură ce am alcătuit catalogul prezentei expoziții. Lili Pancu s-a născut în anul 1908 în ceea ce se numea pe atunci Regatul României. A trăit și a creat și în perioada regalității și sub dictatura comunistă, dar și în anii democrației de după Revoluția din 89. Pastelurile pe pânză sau tușele fine ieșite de sub creionul plasticienei Lili Pancu demonstrează o viață dedicată artei. Știam că este vorba despre o operă importantă, despre o operă închegată, însă nu mi-am imaginat că este atât de diversă și cu ramificații atât de profunde. Expoziția de la Palatul Șuțu rămâne deschisă pentru public până la sfârșitul lunii martie.